Colanul Ordinului este a doua carte din ciclul Drăculeștii al Gabrielei Vlad, care a fost lansată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Primul roman, Sabia Ordinului, a fost distins în 2004 cu premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Brașov. Am întrebat-o pe autoare de ce a ales să scrie roman istoric, având în vedere complexitatea pe care o presupune. Tocmai pentru că problemele complicate mă provoacă și orice provocare necesită un răspuns și în funcție de cum este omul, este și răspunsul. Răspunsul meu la această provocare sunt cărțile mele. De ce Drăculeștii sunt ei mai celebri ca alții sau vreți să restabiliți adevărul istoric? Nu este căderea mea să restabilesc adevărul istoric, ci a istoricilor care studiază această epocă, epoca medievală, în speță secolul 15. Vreți să-i faceți o imagine mai frumoasă lui Vlad Țepeș decât alții? Încerc să-i fac o imagine adevărată. Atât cât m-am putut eu informa și m-am informat destul de mult. Istoria e o detectivistică. Mergi pe ceea ce găsești în documente, în scrieri, în inscripții, în picturi, în orice poate constitui o urmă de probă a felului cum trăiau oamenii de atunci și încerci să pui aceste frânturi de informații cap la cap. În școală am învățat din manualele de istorie doar date, cifre și câțiva voievozi. Ori ne-a lipsit contextul istoric în care s-au petrecut toate aceste date, fapte, cifre ale voievozilor noștri. În documentele pe care le-a studiat, ați găsit referiri la latura umană? A, bineînțeles, nu direct, sau poate chiar și direct. Este prima dată când un autor deja își numește și își propune cărțile următoare. Aveți deja scrise sau le aveți, cum se spune, în cap? Mantia roșie, partea a treia a ciclului Drăculeștii, este scrisă în 99,9%, iar Umbra semilunii, care încheie ciclul, este în fază de documentare și schiță. Cea mai avizată părere, din punct de vedere literal, ne-a oferit-o Ovidiu Dunăreanu, președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor. Este un roman istoric, construit după toate criteriile și după toată arhitectura unui roman modern. Se detașează de vechi romane, așa cum am fost obișnuiți, cele ale lui Sadoveanu, cele ale lui Alexandru Dumas și, mă rog, toate acestea care au reconstituit epoci din istorie. Este un roman robust, asta vreau să se știe, cu un stil foarte dens, cu o materie epică viguroasă în desfășurare și care îmi dă sentimentul monumentalului. În general, astăzi, când nu se mai scriu așa cărți mari, iată Gabriela Vlad vine cu romane de 700-800 de pagini, creind acest sentiment al monumentalului și acoperind epoci istorice foarte largi. Ați făcut o delimitare foarte clară față de romanele istorice dinainte de 89 și romanul Gabrielei Vlad, în sensul că nu are texte. Este un roman pur istoric, fără insinuări și trimiteri într-o realitate. El urmărește, în schimb, cu o anumită fidelitate să refacă personajele, timpurile și evenimentele pe care noi le știm din documente, din pagini de cronică, dar de fapt ea vine cu instrumentele literaturii de data aceasta. Din punct de vedere istoric a prezentat și a spus părerea domnul profesor Daniel Flau de la Universitatea Ovidiu. În ce măsură respectă adevărul istoric scritura Gabrielei Vlad și în ce proporție e ficțiune și adevăr istoric? Este o carte bine documentată. Sigur, a încercat să respecte cât mai mult reperele epocii. E foarte greu de stabilit un raport între adevăr și ficțiune. Acolo unde istoria tace, sigur că autoarea și-a permis să creeze această poveste. Dar nefiind un istoric și fiind un autor de roman istoric, sigur că multe lucruri sunt permise. De fapt, autorul nici nu-și propune reconstituirea realității istorice la un moment dat, ci crea unui povești într-un context anume. Cine au fost Drăculeștii, ce au înfăptuit, de ce au făcut așa și nu altfel, cum trăiau oamenii pe vremea aceea, cum gândeau, ce legi îi guvernau? La aceste întrebări încearcă să răspundă cărțile din ciclul Drăculeștilor al Gabrielei Vlad.